eu sunt Laura și astăzi o să fac un videoclip destul de interesant și mai exact o să încerc să-mi fac full make-up cu machiaje pentru copii, adică cu cosmetica surioarei mele. Am văzut câteva videoclipuri de genul pe YouTube și mi s-au părut destul de amuzante cum anumite tipe încearcă să-și facă make-up cu cosmetica pentru copii, care, după cum știți voi, e un pic mai simpluță decât cosmetica pe care o folosim noi fetele în general, sau na, poate unii și băieți folosesc, na, nu știu, nu contează. O să încep prin a vă arăta cum arată această cosmetică pentru fetițe micuțe. Este sub formă de acadea, ceea ce mi se pare super drăgălaș. Când se deschide primul strat, aici o să avem niște farduri pentru ochi și cred că o să încep să mă dau cu ele. Surioara mea deja a aprobat această cosmetică. Dacă puteți observa deja, asta este și de roz și de albastru, dar eu cred că totuși o să vreau să folosesc, nu știu, ori oranjul ăsta, ori neonul ăsta. Cred că totuși o să folosesc neonul ca să se vadă mai bine. Dar văd că se îngălbenește ochiul meu, sau mi se pare? Da, da, se îngălbenește. Deci sunt destul de pigmentate aceste farduri, la ceea ce nu mă așteptam, adică la asta chiar nu mă așteptam, pentru că de obicei nici măcar cosmetica pentru adulți nu este atât de bine pigmentată, ceea ce e super dubios. Da, uitați-vă, mi-am făcut ochiul galben, nu pot să cred! Știți că mie îmi place super mult culoarea galben, de aia am hotărât să folosesc acest galben neon. Mamă, ce mișto arată! Chiar e genial! Sincer, eu nu văd prea bine în această oglindă, de aia s-ar putea să omit anumite părți, dar sper că m-am dat destul de bine. În orice caz, mie chiar îmi place culoarea și e foarte, foarte mișto. Primul strat, după cum ați văzut, erau farduri, iar al doilea strat conține un fel de luci. Cred că e totuși luci de buze. Totuși, eu cred că o să-l folosesc pe post de ruj și dacă ar fi să aleg o culoare de ruj de aici, cred că mi-aș lua mauve-ul ăsta și cred că asta o să și fac. O să luăm puțin mauve și o să încercăm să dăm pe buze. Are o structură super moale. Cu buzele foarte, foarte fine. Următorul strat conține această oglinjoară, iar după avem de asemenea aici două oje, una mauve și una roz, nu o să stau acum să-mi fac unghiile, și de asemenea un fel de ruj pe care îl pui așa pe degețel. Din păcate degetul meu deja e prea mare pentru genul ăsta de cosmetică, de-aia o să-l pun pe degetul ăsta. Cu acest ruj trebuie să-ți faci buzele, dar lungă trație că deja mi-am pus pe buze din alea lichid. O să încerc cu acest ruj să-mi fac un pic obrăjorii mai roșii. Bine, să încercăm. Nu știu dacă așa e bine. Ups! Asta nu era în plan. Îl băgăm la loc. Ba da, nimic nu s-a întâmplat, nimic n-ați văzut. Perfect! Iar acum va trebui să retușăm ce am făcut noi pe obraj, pentru că nu avem niște pensule speciale, o să folosim degetele. Și gata! Ăsta este machiajul meu de astăzi. Arăt ca o divă. Și ăsta a fost videoclipul de azi. Mie, sincer, mi-a plăcut această experiență și am realizat că fardurile pentru fetițe micuțe și pentru copii chiar sunt foarte calitative. Adică uitați-vă cât de pigmentate sunt. Am rămas destul de șocată. În orice caz, mie mi-a plăcut această experiență și poate cândva o să mai încerc și cu alte truse de machiaje pentru copii mai micuți. Dar dacă v-a plăcut și vouă acest videoclip, nu uitați să îl apreciați cu un like, de asemenea să vă abonați la canalul meu de YouTube și să-mi dați un follow pe contul meu de Instagram. Iar noi ne revedem în videoclipul următor. Eu vă doresc tot binele din lume. Pa!